Vă invit cu mult respect să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și haideți de la pagina 903 din versiunea Cornilescu, Habacuc, capitolul 3, citim versetul 17 și apoi trecem mai departe la 18 și 19. Deci Habacuc 3 cu 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Cu ajutorul Domnului, este ultima seară pe care o petrecem aici, împreună cu dumneavoastră, în această perioadă. Și vrem să vă mulțumim pentru dragostea sufletească, pentru căldura cu care ne-ați primit. Ne-am simțit foarte bine aici. Chiar este o vale a fericirii spirituale, locul acesta. Și mi-am amintit aici, stând pe bancă, imediat după Revoluție, era un frate în Câmpia Turzii care era pantofar și a fost dus în Germania, avea niște neamuri, niște rudenii acolo, fetele lui erau pe acolo și a fost întrebat și el la finalul unei perioade de vizite de ce merge în România. Și a venit o idee, că le-a mișcat un pic inima la nemții de acolo, era o biserică mixtă, erau și nemți în biserică. Zice, stimați frați și surori, în România au existat doi pantofari, eu și Ceaușescu. Ceaușescu a murit, zice, la români li se rup papucii, eu plec acasă, că n-am ce să fac. Mă așteaptă românii mei. Acum noi nu suntem pantofari, noi avem altă meserie, altă direcție. Dar așa cum ne-am bucurat aici cu dumneavoastră în rugăciune, în cântare și în cuvânt, vrem să ne bucurăm și acasă în România, dar odată cu toții să ne bucurăm în ceruri. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți, fraților și surori, să trecem puțin la acest psalm. Este un psalm, putem să-l numim al 151-lea psalm din Scriptură. Observăm că are o structură de poezie, poezie profetică o putem numi, pentru că este exact ca și un psalm. În versetul 1 vorbește de cântat în felul cântecelor de jale și la final este adresat mai marelui cântăreților și spune de cântat cu instrumente cu coarde. Și putem să-l numim psalmul credinței sau psalmul lui Habacuc. Habacuc la capitolul 3. Este aici o introducere foarte frumoasă, versetul 1, și zice profetul că este și rugăciune, dar este și cântare. Și știți, o subliniere la acest verset, la versetul 1, atunci când rugăciunea noastră, fraților și surori, ajunge cântare, atunci se coboară Dumnezeu cu adevărat în adunare și în ființele noastre. Povestea fratele Negrușer, păstorul nostru din Albini, că era tânăr și la o rugăciune anume la ei în Maieru, a început să cânte cineva în altă limbă, o cântare, lângă el altcineva și-a unit glasul cu aceeași melodie, cu aceleași cuvinte în altă limbă și au fost 42 de persoane care cântau aceeași melodie, aceleași versuri în altă limbă, aceeași cântare. De ce? Vedeți, atunci când noi ne întâlnim la rugăciune și când începem să ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm și rugăciunea ajunge la incandescență, și până la urmă nu mai putem să ne rugăm și începem să tăcem.
Și începe tăcerea să cânte înaintea lui Dumnezeu. Și poate Dumnezeu îți dă o cântare în altă limbă și te mișcă Duhul lui Dumnezeu. Atunci ești sigur că Dumnezeu s-a coborât și rugăciunea și cântarea au ajuns în aceeași direcție. Doamne, cercetează-ne! Fraților și surori, dacă mi-e dor de ceva, vă spun foarte sincer, mi-e dor să mai aud cântări în altă limbă, dar cei care cântă să fie plini de Duhul lui Dumnezeu. Să-i simți cum pulsează Duhul lui Dumnezeu în ei și cum i s-a dat cuiva odată. Se ruga și am înțeles ce se ruga Duhul Sfânt și se ruga cu lacrimi și a zis, Duhule Sfinte, fă ca lacrimile acestea să curgă peste mine și să topească nepăsarea mea. Și, Doamne, fă ca lacrimile lui Hristos din Ghețiman împreună cu lacrimile mele să intre într-un același potir și să fie înfățișate înaintea lui Dumnezeu în ceruri. Fraților și surori, Domnul să aibă milă și să ne mai cerceteze și în zilele acestea. Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne uităm puțin în acest psalm, că e foarte interesant. Mai întâi, acest psalm vorbește despre venirea Domnului. De la versetul 2 până la versetul 15 sunt elemente care vorbesc despre venirea Domnului și chiar despre revenirea Domnului, pentru că vorbeam, este o poezie profetică acest psalm, acest capitol din Habacuc 3. Bineînțeles că dacă o să privim în contextul istoric de atunci, Habacuc era contemporan cu Ieremia. Dumnezeu vorbea prin profetul acesta că vrea să pedepsească păcatul lui Iuda, păcatul poporului său, și urma să-l pedepsească prin niște oameni netăiați împrejur, urmau să vină asirieni și să-i termine pe evrei, și bineînțeles că într-o primă fază, acest capitol 3 se referă la venirea lui Dumnezeu care va pedepsi pe poporul lui și pe cei care n-au fost cu adevărat copiii lui, credincioșii lui. Noi putem să luăm acest psalm, acest capitol, această profeție și să o aplicăm la vremurile noastre. O să vedem imediat. Se vorbește foarte clar despre revenirea Domnului. Și atenție, versetul 2 spune în felul următor. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Dar ce ai vestit, Dumnezeule? Versetul 3. Dumnezeu vine. Este tema întregii scripturi, fraților și surori. Revenirea lui Dumnezeu. Era în Cluj o soră în vârstă și odată cu fața plină de reverență a început să ne explice și să ne spună ce vis a avut. Zice, era o scară care era rezemată de pe pământ, de la pământ până la cer, această scară. Și pe scara asta, zice, coborau îngerii lui Dumnezeu și zicea ea, mai aveau numai un pas să pună piciorul pe pământ și să înceapă judecata lui Dumnezeu, judecata finală, numai un pas. Și pe cer am văzut scris cu litere de foc, revenirea Domnului, spunea sora. Și zice, eu m-am dus și am lovit așa în scară și s-a uitat un înger la mine și a zis, ce dorești? Să vii și la noi în casă. Un vis foarte interesant, cutremurător. Dumnezeu vine, asta spune versetul 3. El vine din Teman, el vine din muntele Paran. Și Temanul acesta și Paranul se referă la muntele Sinai. Și Sinaiul lui Dumnezeu este muntele acela sfânt în care Dumnezeu este Domn, este împărat. Dumnezeu vine, vine, vine și nu tace, spune Scriptura. Și este o temă a Bibliei. Și fraților și surori, sunt astăzi oameni și voci care spun, nu mai vine Dumnezeu. De când s-a vorbit că tot vine și nu mai vine? Dumnezeu totuși spune Biblia, aceasta este o temă actuală, este o temă extraordinară, Dumnezeu vine și haideți să vedem cum vine El. Mai întâi ni se oferă în versetul 4 un portret al lui Hristos. Nu este un portret ca și cel din Apocalipsa sau ca și cel din Daniel.
În Apocalipsa 1, în Daniel 7, ni se oferă portrete ale lui Hristos, ale lui Dumnezeu, ale celui care vine, ale celui care vine. Aici ni se oferă din tot portretul lui Dumnezeu elemente foarte puține, dar foarte importante. Strălucirea lui este ca lumina soarelui și atenție. Din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Aleluia! Fraților și surori, din tot portretul celui care vine, Habacuc prin Duhul lui Dumnezeu observă mâinile. Și știți ce înseamnă mâinile lui Hristos? Înseamnă rănile cu care El și-a sfințit biserica prin sângele Lui. De acolo pornește puterea tăriei lui Dumnezeu. De acolo se revarsă izvoarele de har peste biserică. De acolo tu ai fost adăpat, ai fost iertat, ai fost iertată. Pentru că Dumnezeu vine și când vine El are putere, lăudat să fie El. Puterea Lui este revelată în biserică prin faptul că El ne-a mântuit, ne mântuiește și ne va mântui, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu vine și uite cum vine un element, rănile Lui, puterea Lui. Apoi merge mai departe. Și ne oferă Biblia niște evenimente apocaliptice în preajma revenirii lui Dumnezeu. Noi vorbim clar la o revenire, Habacuc vorbea la o venire, despre o venire a lui Hristos, a lui Dumnezeu, ca să pedepsească. Bineînțeles că și noi vorbim despre o venire a lui Dumnezeu care va pedepsi pe cei răi, spune Cartea Tesalonicenilor. Haideți să vedem. Cataclisme, evenimente apocaliptice, cataclisme naturale. De la versetul 5 și până mai jos, pe la versetul 10, se vorbește despre cataclisme naturale și anume, 1. Boli fizice. Dumnezeu vine și înaintea lui, spune versetul 5, merge ciuma și molima calcă pe urmele lui. Dacă o să privim foarte atent în jurul nostru, ne informăm, se spune că încă ciuma astăzi seceră 2000 de oameni pe an. Dar ce să vorbim de cancer? Cancerul seceră milioane de oameni pe an și asta iară e o ciumă. Și ce să mai vorbim că în urmă, în secolul trecut, în secolul 20, ciuma se spune că a secerat 300 de milioane de vieți. Asta nu-i puțin, e mult. De ce? Dumnezeu vine. Și înaintea lui sunt niște evenimente apocaliptice, niște cataclisme naturale și bolile fizice, în special ciuma, seceră viețile. Versetul 6. Pe lângă bolile fizice, înaintea lui Dumnezeu, merg și cu tremurele de pământ. Privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă, El umblă pe cărări veșnice. Uite, șoselele lui Dumnezeu, autostrăzile lui Dumnezeu, sunt cărări veșnice. Amintiți-vă de cutremurele din Asia, din 2004, de cutremure prin Japonia, cu mulți ani înainte, de cutremurele actuale, că sunt și astăzi vulcani care sunt treji și produc cutremure. Și uite ce spune Biblia. Înaintea lui Dumnezeu vor fi cutremure. Merge mai departe. Boli psihice, versetul 7. Văd corturile Etiopiei pline de groază. Se cutremură colibele din țara Madianului. Uite, oameni îngroziți înaintea venirii lui Dumnezeu. Oamenii, spune Biblia, își vor da sufletul de groază la auzul urletului mării, spune Cartea Luca. De ce? Dumnezeu vine. Pământul se topește de groază înaintea lui. Bolile psihice bântuie planeta noastră. O statistică afirmă că pe pământ sunt la ora actuală 450 de milioane de bolnavi din punct de vedere psihic. Și dintre ei, vă dați seama, foarte mulți sunt, dintre ei peste 350 de milioane sunt bolnavi de depresie. Dar de ce? Uite, spune Biblia, Dumnezeu vine.
Și sunt semnele revenirii lui Hristos pe pământ și noi zicem, Doamne, vino mai degrabă. Așa de frumos spune în Apocalips, în ultimul capitol, versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică vino, fraților și surori, versetul acesta încă nu s-a împlinit, să știți. Mireasa zice vino, dar Duhul nu zice încă vino, Doamne Iisuse. Va veni o zi când și Mireasa și Duhul din Mireasă, Duhul din cer, va simți că a venit clipa revenirii lui Hristos pe pământ și atunci își va înștiința Dumnezeu Mireasa prin Duhul Sfânt și în clipa aceea Mireasa va zice ce a zis dintotdeauna, vino Doamne Iisuse, Duhul va striga, vino Doamne Iisuse și Dumnezeu va reveni, lăudat să fie El. Versetul 8 din Habacuc 3, inundații, s-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta sau împotriva mării se varsă mânia ta? De-ai încălecat pe caii tăi și te-ai suit în carul tău de biruință. Versetul 10. La vederea ta se cutremură mulți, se năpustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul, își înalță valurile în sus. În 1931, în China, a fost o inundație mare, au murit 4 milioane de oameni. Nu e o cifră mică, 4 milioane de oameni. Mai recent, în 2004, cu acel tsunami despre care am auzit cu toții, Oceanul Indian s-a revărsat și au murit către 250.000 de oameni. De ce? Uite, sunt semne ale revenirii Domnului pe pământ. Plus că spune Biblia, mai departe, versetul 12 la 15, despre războaie. Și Domnul Hristos le spunea ucenicilor, veți auzi de războaie și vești de războaie, dar să nu vă înfricoșați, nu vă temeți, fiți liniștiți, izbăvirea voastră se apropie. Și uite cum se frământă neamurile lumii acesteia și mari magnați și politicieni ai lumii se frământă. Își pregătesc armele în ascuns, sunt pregătiți să lovească. De ce? Probabil că vor începe iarăși niște frământări mari, niște războaie, că așa scrie în Scriptură și trebuie să se împlinească Biblia. Pe lângă războaie, versetul 16, se vorbește despre o judecată a lui Dumnezeu care va începe. Și Apocalipsa, capitolul 20, ne înfățișează judecata, un scaun mare și alb al marelui judecător. Și morții mari și mici înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și cerul și pământul și planetele fug dinaintea lui și păcătoșii stau înaintea lui. Dar pe ce stau? Că noi acum avem nevoie de un suport material să putem să stăm, să locuim, să ne mișcăm. Avem nevoie de spațiu, locuim în timp și spațiu. Dar atunci tot ce înseamnă spațiu va dispărea. Dumnezeu va mătura așa cum ia o gospodină dimineața perdeaua și o dă la o parte și va zice Dumnezeu, dau la o parte perdeaua universului, stelele și astrele și planetele și galaxiile, le dau la o parte, va începe judecata, eu stau pe scaunul meu de domnie, pe scaunul de judecată și o să judec morții mari și mici. Asta înseamnă că acolo vor fi judecați și cei care au cerșit la colțurile drumurilor. Dar vor fi judecați și președinții și regii și împărații mari ai pământului. Morții mari și mici vor sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Ce vei face tu atunci dacă nu te-ai împăcat cu El? Pentru că Hristos vine. Hristos vine. Este o temă actuală și o temă biblică, profund biblică. Mergem mai departe, fraților și surori. Și alături de această temă amplă a venirii sau a revenirii Domnului, de la versetul 16 și până la 19, ni se vorbește despre așteptarea omului, despre atitudinea omului care așteaptă sau nu așteaptă revenirea Domnului. Pentru că sunt unii care așteaptă, sunt alții care nu așteaptă, dar Domnul vine. Asta e o temă actuală. Și acum haideți să ne uităm că e foarte important din punct de vedere practic pentru noi.
Cum așteptăm? Avem o cântare. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Frumoasă cântare. Dar cum îl așteptăm pe Domnul? Mai cântăm cântarea, suntem gata ca să ne jertfim. Pentru Domnul Iisus să murim. Frumoasă cântare, extraordinară. Melodie tot, extraordinară. Imnul Israelului, melodia. Cuvinte deosebite. Era o descoperire într-o biserică printr-o soră în vârstă odată. Deci în timp ce cântau tinerii că suntem gata ca să ne jertfim și pentru Domnul Iisus să murim, ce Domnul mi-a arătat că în drept la fiecare din cei care cântau se scria fie punct, fie virgulă. Vedeți? Noi cântăm, suntem gata ca să ne jertfim, dar pun o virgulă și zic, Doamne, mă voi jertfi dacă... Dacă eu sunt pregătit să plec la Domnul, atunci când sunt gata să mă jertfesc, punct, și am terminat. Descoperire foarte reală a avut sora aceea, nici nu s-a gândit la ea, dar Domnul s-a gândit și ne-a dat o lecție. Și de aceea, în așteptarea revenirii Domnului, aș vrea să vedem puțin trei atitudini extrase din textul nostru. Trei atitudini foarte practice. Versetul 16 ne vorbește despre oameni care îl așteaptă pe Dumnezeu și numește Biblia tip oare, oare, oameni tip oare. Sau mai bine zis, necredincioși, necredincioși. Fraților și surori, cuvântul oare este scris pe paginile Scripturii de 306 ori, extraordinar de mult. Și acest cuvânt exprimă necredința și în așteptarea revenirii Domnului Hristos. Câți oameni nu vorbesc cu oare? Oare mai vine? Oare mai apare? De când au murit părinții noștri, lucrurile sunt la fel. Noi nu suntem siguri că Domnul mai vine. Oare vine? Dar amintiți-vă și haideți să ne gândim profund la lucrul ăsta. Cine a rostit în istoria Pământului, în istoria biblică, cel din tâi oare din univers? Geneza 3:1. Șarpele. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Uite oamenii șarpelui, necredincioșii. Și privind în Biblie, observăm câteva lucruri. 1. Necredința nu-L mai vede pe Dumnezeu lucrând. Oare a zis Dumnezeu? Dați-L la o parte. Dumnezeu nu lucrează, e un tiran. Dați-L la o parte, fiți voi Dumnezei. Uite, necredința nu-L mai vede pe Dumnezeu lucrând, îl dă la o parte. Vede poate muntele din fața ei și cam atât. Pe cine îl credem, fraților și surori? Pe șarpe sau pe Dumnezeu? La un moment dat, într-o biserică, era o soră căreia Duhul Sfânt i-a vorbit personal că Domnul o va vindeca. Sora avea o tumoră aici, sub gât, sub barbă, pe gât. Era tumoră canceroasă, era mare și Duhul Sfânt i-a vorbit personal că o vindecă. Dar nu i-a zis Domnul când o vindecă. Și s-a dus acasă și i-a zis soțului ei, slăvit să fie Domnul că-ți vindecată. I-a luat literal acel verset pe care îl folosește Petru din Isaia 53. Prin rănile lui ați fost tămăduiți, ați fost vindecați. Și a zis, dacă am fost, deja am fost. Soțul ei se uită, zice, tu femeie, tu nu vezi ce ai acolo, zice, lasă-mă în pace. Dumnezeu vorbește adevărul, tu acum vrei să mă intimidezi. Du-te tu, femeie, uită-te în oglindă, oglinda minte, Dumnezeu spune adevărul. Și n-a trecut decât o zi, două, și a dispărut de acolo ganglionul ăla canceros și tumora aceea și a lăudat pe Domnul. Fraților și surori, necredința nu-L mai vede pe Dumnezeu. Era în timpul comuniștilor într-o biserică. Și voiau frații să facă o modificare interioară în arhitectura bisericii, în arhitectura interioară a bisericii. Voiau să dea un zid de o parte, să-l dea jos, că era biserica neîncăpătoare.
Și acum autoritățile, sesizându-se, l-au luat pe păstor deoparte și au zis: băi, dacă voi dați jos zidul ăsta din biserică, o să aveți probleme. Frații s-au rugat, Duhul Sfânt le-a vorbit și au zis: trebuie rezolvată situația. Și acum păstorul era fricos, se temea, era necăjit, măi, ce să facem? Și era foarte frământat. Și la un moment dat un bătrân din biserică a zis așa: frate păstor, de o parte a zidului ești tu și securitatea. De altă parte a zidului suntem noi și Dumnezeu. Cine crezi că o să biruiască? Și au zis el: Dumnezeu, hai că viu și eu de partea voastră. Și să biruiască Dumnezeu. Au dat zidul jos și n-au mai avut nicio problemă. Îmi povestea un frate despre tatălui care a fost dus la securitate, tot așa, pentru o biserică, a ajutat o biserică în chip ilegal. Le-a furnizat materiale contra cost, dar în ochii regimului comunist era ilegalitatea asta. Că de ce la o biserică materiale de construcție? De ce la o biserică? Și a fost chemat la securitate. Și omul acela care avea și grade a început să scrie acolo și să-i facă dosar fratelui nostru. Și la un moment dat fratele care era în zi de post și rugăciune vede cum pixul din mâna omului, din fața lui, cade. Și omul încearcă să-l ia și să mai scrie și tremură mâna și iară cade. Și atunci arată Duhul Sfânt o vedenie, un înger care lovea pe securist peste mână. Și la un moment dat omul se oprește, nu mai poate să scrie, zice: mă, tu ești pocăit adevărat? Da, te rog să ieși afară, nu-ți mai fac rău. Fraților și surori, observați, în calea revenirii Domnului există oameni de tip oare, oameni de tip oare. Șarpele a vorbit așa, necredința nu mai vede pe Dumnezeu. Amintiți-vă și de diavolul care în cartea Iov, în 1:9, relansează aceeași provocare. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Oare-i cuvântul șarpelui? Dar culmea că au fost oameni buni, oameni extraordinari care au avut acest oare în gură la un moment dat. Și a doua concluzie, necredința nu te mai vede nici pe tine ca om al lui Dumnezeu. Ascultați, răzvrătiților. Oare vom putea noi, a zis Moise, să scoatem apă din stâncă? Măi, dar tu nu ești omul lui Dumnezeu. Nu a dat Dumnezeu altă dată apă din stâncă prin mâna ta, acum nu mai crezi? Păi nu! Și-a lovit stânca și Dumnezeu s-a supărat. Pentru că, vedeți, necredința, oamenii ăștia de tip oare, nu mai văd nici pe Dumnezeu, nu se mai văd nici pe ei, oamenii lui Dumnezeu, nu-i mai văd nici pe oamenii lui Dumnezeu, pe oamenii din jurul lor, drept oamenii lui Dumnezeu. Fraților și surori, o mare pierdere în bisericile noastre e Duhul de judecată, să știți. Un Duh rău de judecată bântuie multe biserici. Comitetul ăsta nu-i pus de Domnul, păstorul nu-i de la Domnul. Ce-i asta? Un Duh de judecată. Grav, grav, grav de tot. Amintiți-vă din cartea Neemia, când a venit Sambalat. Sambalat în traducere biblică înseamnă tufă cu țepi ascunsă. Asta înseamnă Sambalat. Și-a venit Sambalat, cum spunea un frate în Cluj, zice s-a ambalat, făcut un joc de cuvinte. Și-a venit Sambalat și cu Tobia și-a început să vorbească. Ce or face evrei aceștia neputincioși? Oare vor zidi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre mâncate de foc și ascunse în cenușă? Uite cum vorbește diavolul. Și atunci când tu nu mai vezi într-o biserică pe niciun om, omului Dumnezeu, ești pe calea pieirii, pe calea pierzării. Eram într-o biserică în străinătate, o soră se ruga în multe limbi, dar le știa, nu erau limbi date de Duhul Sfânt, știa puțină rusă, puțină germană, puțină engleză, puțină română, așa câte un pic de fiecare, pentru că a locuit în țările astea și avea și un soț român, soțul era păstor român și femeia asta se ruga. Am fost după câteva săptămâni în familia fiicei acestei femei, o femeie plină de pace, se vedea pe fața ei la rugăciune o părtășie deosebită cu Domnul. La sora mai în vârstă, la mama fetei la care am fost noi. Și mergem în familia fetei ei
Și se uită la noi tânăra asta și zice, ani de zile noi am crezut-o pe mama puțin deplasată, așa, puțin slabă la minte. Că zice, venea acasă de la biserică și tata care era păstor avea un spirit critic. Și zicea, n-a fost bine la biserică, cu tare ne-o plictisit, celălalt o cântat fals și așa mai departe. El spunea lucruri obiective pe care le-a văzut el și le știa el. Și mama se uita la el, zicea, eu nici n-am auzit că o cânta cineva fals. Uite câte cântări au fost și spunea cuvinte din cântare. Eu nici n-am auzit că cineva a plictisit biserica. Hai să zic din predica lui, asta. Și femeia aceasta, o femeie sfântă a lui Dumnezeu, îi vedea pe cei din față oamenii lui Dumnezeu. Fraților și surori, greu lucru i-a fost lui David să-l socotească pe Saul unsul Domnului, pe ucigașul acela care a omorât pe preoții Domnului și care îl urmărea pe el să-l ucidă. Greu lucru, foarte greu. Dar cum a reușit lucrul acesta? Prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în adunare, noi nu ne mai uităm la colțuri, că toți oamenii au colțuri. Dar Dumnezeu, sculptorul mare de suflete, El îndreaptă colțurile și face din oameni sfinții lui Dumnezeu. Biserica încă nu este în cer, fraților și surori. Biserica încă este pe pământ și din cauza că șarpele cel vechi a mușcat sămânța femeii de călcâi, biserica încă șchioapătă, fraților și surori. Dar va veni o zi când Dumnezeu ne va aduce vindecarea. Vindecarea va fi pe aripile Lui, spune Maleahi. Și atunci vom ieși și vom sări ca viței din drajd și îl vom lăuda pe Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Mergem mai departe. Necredința nu-L vede pe Dumnezeu? Oare, ca șarpele. Nu te vede pe tine, om al lui Dumnezeu? Până la urmă nu-i vede nici pe alții oameni al lui Dumnezeu. S-a îmbalat, se uită la evrei și zice, iudei neputincioși, nu le zice oamenii lui Dumnezeu. Al doilea tip de oameni care stau în așteptarea lui Dumnezeu, a revenirii lui Dumnezeu, sunt oamenii tip dacă. Versetul 17 spune de un chiar dacă, dar dacă acoperim cuvântul chiar, rămân oamenii de tip dacă, adică niște creștini condiționali. Primii sunt creștinii necredincioși, ăștia-s cu oare. Nu-s bun deloc. Dar sunt și creștini condiționali. Haideți să ne amintim de pe paginile Scripturii Geneza 28, scara cerului, revelația lui Iacov și în versetul 20 Iacov începe să se roage, Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă îmi vei da pâine să mănânc, haine să mă îmbrac, atunci vei fi Dumnezeul meu. Oameni tip dacă, creștini condiționali. Pe timpul comuniștilor a venit la noi la biserică în Câmpia Turzii, la păstor, un domn și a zis în felul următor. Zice, eu mă pocăiesc dacă voi îmi veți cumpăra o ladă. S-a uitat păstorul el, dar zice, n-ai ladă la făină? Zice, nu, domnule, era atunci mașina aia Lada, știți? Mașină Lada, Skoda, erau vreo 3-4 mașini în România, atât erau. Dacia, Skoda, Lada și încă ceva. Foarte slabă era producția de mașini atunci în România. Cam astea circulau. Și Trabantul. Astea erau 4. Și-a venit și-o zis dacă... Și fratele păstor s-a uitat la el așa drăguț și-a zis, auzi, domnule, ce crezi tu că va câștiga Dumnezeu sau biserica prin faptul că tu te pocăiești? Dar dacă nu te pocăiești, să știi că ajungi tu într-o ladă sub pământ și atunci o să-ți pară rău. Și i-a dat pace, s-a dus omul. Uite, sunt oameni care îi pun condiții lui Dumnezeu. La fel în urmă, cu câțiva ani în biserica noastră apăruse un domn pe care noi îl știam că e din familie de pocăiți, tatălui a fost unul din pionierii credinței pe zona noastră a Rieșului și ăsta n-a vrut să se pocăiască. Avea bani, avea mașină, avea casă cu etaj, avea tot ce trebuia. Avea serviciu extraordinar, o familie frumoasă,
Și a venit plângând la biserică și a zis așa: băiatul meu s-a dus și a făcut trafic cu arme de foc și în România nu este voie să faci așa ceva. A fost prins, este la închisoare și eu știu că în casa tatălui meu se făceau rugăciuni și Dumnezeu asculta rugăciunile. Dacă Dumnezeu va face minunea și îmi va elibera fiul, eu mă pocăiesc. Frații s-au unit, rugăciune, hai să ne rugăm, hai să facem. Culmea că fiul lui a fost eliberat, s-au rezolvat lucrurile, dar el nu s-a pocăit. Există oameni, fraților și surori, și pe aceștia nu iubește Dumnezeu așa de mult. Credința condițională cere lucruri pământești. Dacă îmi dai mâncare, dacă îmi dai cu tare, astea sunt lucruri pământești. Și asta e credința condițională. Dacă îmi dai, și eu fac ceva, Doamne. Dar ce, suntem la piață, la târg? Nu. Dar uite, unii își închipuie că cu Dumnezeu așa merge. Credința condițională cere minuni de la Dumnezeu. Și eram copil și fratele Sile Lăzăreanu mergea prin centrul orașului Câmpia Turzii, pe scaun cu rotile și vestea Evanghelia și s-a întâlnit cu șeful miliției de atunci și a zis șeful miliției: ce faci, Sile? Ce să fac, domnule? Zice: pescuiesc. Pe betoane pescuiești? Da, da, zice, pe betoane. Zice: pescuiesc oameni, că Domnul a zis că trebuie să fim pescari de oameni și tare aș vrea să te pocăiești și dumneata. Toți îl știau din Câmpia Turzii pe Sile. Sile era cel care îi cânta altă dată la nunți cu acordeonul și acum era pocăit, era pe scaun cu rotile. Se uită șeful miliției la el și spune: auzi, Sile, atunci când tu vei umbla pe picioarele tale prin oraș, mai discutăm. Și-a venit la biserică și-a zis: fraților, să rugăm pe Domnul să facă o minune, că Domnul poate și se pocăiește șeful miliției și va fi o mare trezire în oraș, hai să facem. Și-au stat frații în post și rugăciune. Și într-o seară, la o rugăciune la subsol, în timp ce biserica se ruga și cerea lui Dumnezeu să facă minunea asta, l-au auzit pe Sile strigând mai puternic aleluia. Și când s-au uitat, Sile, care stătea lângă amvon, în stânga amvonului, cu acordeonul lui, era în picioare. Ologul nu mai stătea pe scaun. Îl luaseră la începutul programului 2, l-au luat pe sus și l-au pus acolo, dar acum nu mai stătea pe scaun, era în picioare. Biserica s-a înflăcărat. Aleluia, Domnul e aici, Domnul vindecă. Sile a început să fugă prin biserică și striga: Dumnezeu m-a vindecat. Problema a fost când s-a terminat programul, că soția lui stătea încurcată afară, zice: bă, Sile, ce facem cu Sania, mă? Ea l-a adus pe Sanie până la biserică, era iarnă, frații l-au luat pe sus și l-au dus în biserică. Acum ce facem cu Sania? Și zice Sile: ca să se vadă minunea lui Dumnezeu, urcă-te pe Sanie și mă duc eu cu tine. Și ologul mergea pe drum trăgând Sania cu soția lui pe zăpadă. Își făceau cruce ortodoxi și catolici, martorii se mirau, frații se bucurau, era o minune a lui Dumnezeu. Dar când s-a dus la șeful miliției să-i spună: domnule, uite ce a făcut Dumnezeu, a zis: să-l pare rău, nu vreau să-mi pierd postul, lasă-mă în pace. Dar s-au pocăit vreo 30 de persoane, către 40 spuneau frații. Fraților și surori, observați oamenii care sunt condiționali, ăștia cer minuni, Dumnezeu le mai dă câteodată. Dar amintiți-vă că stăteau lângă cruce și se uitau la Hristos și spuneau așa: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, mai fă o minune alături de celelalte. Dar nu v-a ajuns atâtea minuni? Orbi care își capătă vederea, șchiopi care umblă, ciungi care au mâini, nu v-a ajuns că a înviat Lazar, că a înviat fiul din Nain, a văduvei din Nain, fata lui Iair, nu v-a ajuns atâtea minuni? Nu vi-au ajuns? Nu, mai trebuie încă o minune, mai coboară-te de pe cruce și vom crede. N-ar fi crezut, pentru că credința condițională cere minuni și Dumnezeu de multe ori nici nu le oferă. Amintiți-vă că după înviere Domnul Hristos nu s-a mai arătat preoților. De ce? Au văzut destule minuni și n-au crezut. Era cea mai mare minune din univers și le-a refuzat-o, n-a vrut să le-o arate. Și rămâne al treilea tip de oameni, fraților și surori, oamenii tip chiar dacă, oamenii credinței. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi,
Câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri, boii nu vor mai fi în drajduri. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeu, că El e Dumnezeul mântuirii mele. Aici ne așteaptă Dumnezeu, fraților și surori. Și să luăm din punct de vedere practic, să lipsească smochinul, toate magazinele, să nu mai aibă în ele absolut nimic, nici sucuri, nici dulceață, nimic dulce, să nu mai fie în magazine. Și tu să te închini lui Dumnezeu, să mergi mai departe, să lipsească măslinul, să nu mai fie cosmetice, să nu mai fie ulei, să nu mai fie nimic din genul acesta și tu tot să-L auzi pe Domnul. Și să te duci mai departe, să lipsească de pe câmpii pâinea, grâul, tot ce înseamnă partea asta, magazinele să fie goale, să nu mai fie pâine, să nu mai fie produse de panificație, biscuiți și așa mai departe, nimic. Și tu să-L auzi pe Domnul, asta e nebunia credinței. Să lipsească oile, adică să nu mai fie haine de vânzare, să nu mai găsești carne de vânzare, să lipsească boii, boii reprezentau tehnologia de atunci, să nu mai fie mașini pe piață, să nu mai fie tractoare, nimic, nimic, nimic din ce înseamnă mașină mișcată de un motor. Și toate acestea să lipsească și tu să zici, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu, în Dumnezeul mântuirii mele, asta e credința adevărată. Această credință i-a dăruit-o Dumnezeu lui Iov în capitolul 19, când a zis, știu că cuvintele mele vor fi scrise într-o carte și mai știu ceva, că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ și chiar dacă nu voi mai avea carne și pielea îmi va lipsi și ochii îmi vor lipsi, ochii mei, ochii credinței, îl vor vedea pe Dumnezeu și El îmi va fi binevoitor, aleluia! Asta e credința adevărată pe care o cere Dumnezeu în secolul 21, în calea revenirii lui Hristos pe nori. Doamne, cercetează-ne! Dacă smochinul lipsește, îți rămâne pomul vieții care e în Sfânta Sfintelor a lui Dumnezeu din cer, în sala mare a tronului lui Dumnezeu din cer. Dacă lipsește, frate și soră, vița nu mai înflorește, nu mai dă rod. Îți rămâne cineva care se numește Iisus Hristos, vița. El este vița, noi suntem lădițele, ce ne mai trebuie altceva? Îl avem pe El, ne este de ajuns. Lăudat să fie Domnul! Dacă lipsește măslinul, fraților și surori, ne rămân rugăciunile din grădina cu măslinea lui Hristos, Domnul, și ne este de ajuns. Se duc oile, turmele de oi dispar, rămâne marele păstor și cu turma lui de pe pământ, lăudat să fie numele lui. Și să dispară boii, să dispară tehnologia, rămâne cel care a intrat călare pe măgăruș într-un Ierusalim și în inima ta și ți-a zis, merește-te și pocăiește-te și împacă-te cu mine. Și aici, fraților și surori, este valabilă această cântare, această poezie a poetului Traian Dorz, pe care o știau bătrânii, chiar dacă ar fi să îndur din greu, dureri și lanțuri și suspine, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu răpit și noapte dus de mâini haine, oricât închis și chinuit, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să mi se ia tot ce am avut pe lângă mine, sărac și gol de aș rămânea, să nu pot să mă las de tine. Și ultima strofă spune foarte frumos, iar pentru toate acestea sus, tot ce-mi doresc eu de la tine, e ca să văd atunci, Iisus, că nici tu nu te lași de mine. Dumnezeu răsplătește credința, fraților și surori. Dacă noi spunem chiar dacă, orice s-ar întâmpla, îmi rămâne Dumnezeu. Atunci și Dumnezeu zice, chiar dacă, orice ar fi, îmi rămâne omul ăsta pe pământ. Era un bătrân, un frate bătrân, înainte de moarte, s-a întâlnit cu un tânăr, el, tânărul l-a vizitat și a zis tânărul către el, zice, frate, te rog spune-mi, din experiența vieții tale, ceva, ce caracterizează viața dumitale?
Îl iubești mult pe Domnul. Și se uită bătrânul de pe patul lui de boală, de suferință, zice, frate, așa de mult îl iubesc pe Domnul, că nu mai pot fără el. Și zice, îți mai zic ceva. Și a început să mijească lacrimile. Mi-a vorbit Domnul că așa de mult mă iubește, că nu mai poate de dorul meu și de dragul meu. Și că vine după mine. Aceasta este adevărata credință. Îți arunci ancora în Sfânta Sfintelor, în cer la Dumnezeu. Și într-o zi când Domnul zice numai atâta, hai de la mine. Și te duci acolo. Pentru că ancora ta este acolo. Moise a fost un om bătrân și a reușit să urce pe muntele acela să se întâlnească cu Dumnezeu după vârsta de 80 de ani. Încearcă după 80 de ani să urci un deal, vezi ce greu e. Moise a urcat muntele lui Dumnezeu de cel puțin 7 ori. De ce? Inima lui era pe munte. Inima noastră este în Sfânta Sfintelor la Dumnezeu în cer. Ierusalimul este cel de sus, este în inima noastră. Și dacă este o așa mare legătură, într-o zi, Dumnezeu va zice, știi ceva, te iubesc așa de mult, vino la mine, că toată viața m-ai iubit, acum vreau să-ți arăt și eu ce-ți dăruiesc. Mi-ai dat dragostea ta, îți dau și eu dragostea mea. Și atunci se va împlini ce spunea Samuel Rutherford, spunea că atunci când corăbile pline de aur ale lui Dumnezeu vor intra în portul veșniciei, jumătate va fi al meu aurul acela. Și n-a vorbit în vânt. Era un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. Un om la care Dumnezeu i-a răpit soția, copii și i-a rămas numai Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu vine, Hristos revine pe pământ. Cum stăm în așteptarea Lui? Cataclisme sunt, se duc, vin, pământul acesta trece. Să nu fim oameni tip oare, nici tip dacă, ci să spunem chiar dacă. Și Domnul să ne ajute. Amin.